Un polițist din Dolj a fost reținut luni pe o perioadă de 24 de ore pentru luare de mită în urma unei acțiuni a ofițerilor Serviciului Județean Anticorupție Dolj. Acesta este acuzat că a cerut mită pentru a da o soluție favorabilă unui reținut într-un dosar de conducere fără permis. Agentul de poliție de 28 de ani de la postul de poliție Catane este acuzat că a cerut și primit sumele de 700 de euro și 100 de lei de la familia unui bărbat arestat preventiv. S-a reținut faptul că inculpatul, în calitate de agent de poliție în cadrul IPJ Dolj, în cursul lunii iulie 2018, a pretins și primit suma de 700 de euro și 100 de lei de la membrii familiei unei persoane aflate în stare de arest, față de care efectua cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, pentru a da o soluție favorabilă acesteia, au precizat anchetatorii. Acesta urmează să fie dus la Tribunalul Dolj cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii nu au precizat însă dacă a fost organizată și o acțiune de prindere în flagrant a polițistului acuzat de luare de mită.